Este o onoare pentru mine să fiu candidat din partea organizației PNL Pașcani la funcția de primar al municipiului Pașcani. Și sunt conștient că este o responsabilitate foarte mare pentru ceea ce urmează. Suntem încrezători că vom câștiga de această dată bătălia pentru funcția de primar al municipiului Pașcani, dar și pentru majoritatea din Consiliul Local. Și bineînțeles că sunt nerăbdător să ne apucăm de treabă ca să schimbăm municipiul nostru în bine, să-l facem un municipiu de care pășcănenii trebuie să fie mândri. Aș dori să mulțumesc în primul rând colegilor mei de la PNL Pașcani, care au avut încredere în mine și m-au desemnat să fiu candidat la această funcție. Aș dori să mulțumesc celor care ne-au ajutat în această precampanie cu semnăturile obligatorii pentru a depune candidatura la biroul electoral de circumscripție. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în ultimii 4 ani de zile și, bineînțeles, celor care ne-au votat în 2016, în număr atât de mare. Au fost peste 6.000 de oameni care mi-au dat votul în anul 2016, iar acel vot, acel rezultat bun, chiar dacă nu a fost suficient, dar bun, mi-a dat puterea să pot continua în acești 4 ani de zile, să duc mai departe acest obiectiv de a îmbunătăți viața oamenilor din Pașcani. Odată cu depunerea candidaturii mele, am depus și lista propusă de organizația PNL Pașcani pentru Consiliul Local. Sunt oameni buni, sunt profesioniști, dar în primul rând sunt oameni dedicați pentru a și dăruiți pentru a atinge scopul nostru, acela de a schimba municipiul nostru în bine, de a-l transforma într-un oraș frumos și prosper.